După meciul cu Știința Bacău, handbalistele giurgiuveni au întâlnit în deplasare cea mai bună echipă a diviziei A, CSM Slobozia. Echipa a făcut deplasarea în condiții nu tocmai de invidiat și a ajuns la sală cu o jumătate de oră înaintea orei de începere. Partida a fost una alertă, iar gazdele, mult mai experimentate, s-au impus fără probleme. Următorul meci al echipei feminine va fi acasă, dar se anunță la fel de dificil. Jucăm cu o echipă care anul trecut a retrogradat din Liga Națională și ea la rândul ei vrea să promoveze din nou HC Danubius Galați. Voi încerca ca să le ridic moralul fetelor în această săptămână. Vom munci la antrenamente și sperăm ca așadar, sâmbătă de la orele 18 puteți susține echipa feminină de handbal la sala Chauncey Hardy. Meciul va începe la orele 18, iar intrarea va fi liberă.